Hai, mamaie, hai. Șapca unde este? Ce speria, mamaie. Hai, Gerard. Mi-e șapca? Da. Da? Hai, ăsta e al tău să știi. Cu fiecare cadou pe care l-au oferit, studenții de la Academia Navală au adus un zâmbet pe buze copiilor și părinților din Culmea, un sat uitat de lume din județul Constanța. Ciocă, bă! Nu o desface pe-a mea! Bucuria din ochii celor mici care nu au încălțat niciodată o pereche de pantofi noi i-a emoționat pe militari. Vrei să zâmbim? Haide, vrei să-mi dai un brățișare? Minunat, cum să fie, înainte de Paști, pentru copii, e o minune. Chiar, da, frumos. Înseamnă foarte mult, foarte, foarte mult. Nu oricine ar face acest gest. Vin oameni străini care nici nu ne-au văzut niciodată, deci cum să vă spun, și anul trecut și anul ăsta, deci copiii chiar se bucură. Brăcăminte, încălțăminte, de toate, de tot ce trebuie la un copil. Este al doilea an în care studenții și angajații Academiei Navale se gândesc de sărbători la copiii la care iepurașul nu ajunge niciodată. Am simțit să facem niște cadouri care într-adevăr să fie și folositoare. De aceea, printr-o persoană de legătură de aici din sat, am identificat toți copiii care sunt în lipsuri și cu măsuri de îmbrăcăminte, de încălțăminte. În Academie, în mai puțin de 3 zile, fiecare dintre angajați a luat câte un copil și i-am făcut un pachet într-o valoare de 4-500 de lei. În spatele activității este o muncă, deoarece fiecare pachetel a venit personalizat în funcție de nevoile copiilor și încercăm doar să aducem bucurie și să-i facem să se simtă bine, să le aducem un zâmbet pe buze. 24 de copii și 14 familii din satul Culmea au primit cadouri de la angajații și studenții Academiei Navale.